Bună, tată! Vrei să te ajut să patrulezi stânca? Ha! De ce stați poate pe lângă mine? Fetelor, ce se întâmplă? Noi știam! Te-a făcut validă ăla, nu? Da, dar vă rog, nu-i spuneți nimic tatei. Nu-i nimic. Să spunem ceva, soră. Și noi avem iubiți. Poftim! Da, eu mi-am găsit unul, îl cheamă Chiso. Va dar și-o găsit unul gheață. Iar Hirca și-o găsit unul pe nume Zantiri. Și Zantiri e regele copacului vieții. Tata mi-a spus de acest copac. Era locul unde voia Rafiki să îl trimită pentru a-i se vindeca cicatricea. Dar tata nu a avut nevoie de vindecare atâta timp cât are inteligența și istețimea. Ce puteam să fac, Hila? Mi-a căzut cu tronc. Nu mi-am dat seama că mă va face cu un pui. Ei nu știu dacă va fi băiat. Un lucru știu sigur. Tata nu vrea să aibă nepoți nici azi, nici mâine. Niciodată. De unde știi? Poate că când va fi de 70 sau 80 de ani, va vrea să aibă nepoți. Poate, dar atunci eu mai îmbătrânesc. Și la fel și voi. Voi vă întâlniți cu ai voștri, doar că nu vă fac însărcinate ca pe mine. Am plecat de aici. Dar unde te duci? Nu-i treaba voastră. Domnișorica mea, aici erai. Aici eram pe naiba. Valido, știi când ți-am spus că nu ne mai putem întâlni? Așa e, dar mă bucur că măcar tu vii la mine, dacă nu pot veni eu la tine. Chiar nu poți. Tata era cât pe ce să se prindă că sunt însărcinată. De fapt, cred că deja s-a prins. Și? Și-a cerut să știe care m-a făcut însărcinată. Dar nu te-am turnat, nu te-am spus. Oh, îmi pare rău, dar chiar vreau un copil. Și ce copil ai vrea, fată sau băiat? Un băiețel. Ajunge, nu mă mai mângâia, asta e problema. Tu te dai la mine, mă mângâi și pe urmă, hop! Hop ce? Păi, hop, mă faci. Mă faci gravidă și acum tata nu mai are încredere în mine. O să mă bâzâie mereu. Și eu n-ar trebui să fiu cu un mascul. Eu ar trebui să am grijă de familie, că sunt sora mai mare. Sunt cea mai mare din familie. Sunt prima născută. Și după ce pleacă Sarabi în exil, tata mă va face pe mine regina. Serios? Atunci să spun de acum regina Azra sau majestatea ta sau înălțimea ta sau măria ta? Valido, termină cu jocurile! Oh, nu! Sunt ei! Cine ei? Mama și tata! Ne urmăresc! Să fugim, Valido! Deja încep să nu mai prea merg cum trebuie. Din nou ne-a dispărut fata mai mare. Scar, stai. O miroase Azra și au mascul. Au luat-o încolo, haide. De-o găsesc cu masculul, pe ea o pedesesc și la masculul îi trăznesc una.